seara, doamna Macovei, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat. Sigur că da, cu drag, da, scurtez eu. Doamna Macovei, peste câteva săptămâni va avea loc summitul parteneriatului este care va avea loc aici la Bruxelles. Ce așteptări trebuie să aibă Republica Moldova la acest summit, la fel ca și aceleași de la Vilnius? Da, a fost bine la Vilnius. Eu, ca cetățean al Republicii Moldova, aș aștepta adevărul. Nu aș vrea să-mi aud politicienii spunând că o să fie totul bine și că o să ne ocupăm de guvernare și să spunem guvernării care știm că este coruptă, că ține justiția în subordonare politică, că își pun prietenii acolo, că nu se cerceta nimeni, nici din politicieni și nici din judecătorii și procurorii corupți și nici din mediul privat corupt. Când spun corupt, mă refer la orice, de la fraudă, la hoție, la spălare de bani. Deci a spune că vom lucra, ok, lucrăm cu acest guvern pentru că și populația e împărțită 50-50%, încercăm să salvăm, ca Uniunea Europeană, să salvăm Republica Moldova. Am mai spus că bătălia asta de rupere de comunism este foarte grea și ea continuă în Republica Moldova. S-a terminat în țările baltice, cu bine, dar nu în Republica Moldova. Și ca atare trebuie să ajuți Republica Moldova să stea pe drumul european, adică să stea în democrație. Pentru că până acum nu s-a descoperit nicio altă stare în care societatea, adică oamenii, trăiesc cu prosperitate, adică au bani sau trăiesc măcar decent, în care să fie dreptate și nu nedreptate, care te face să suferi, în care să fii liber și în care să fii fericit. Deocamdată asta este democrația și e singura care oferă aceste lucruri. Dar mai avem șanse de a deveni... De asta spun. Deci eu aș spune adevărul și aș spune voi faceți, acest guvern face rău asta, 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 asta. Aș numi chiar și, de exemplu, cine e procuror general, cine sunt procuror, da, ce a făcut Agenția Anticorupție sau de Integritate, nu s-a niciun dosar serios unde cine pentru furtul miliardului. Toată lumea, e unul singur, da? E filat. Toți cei care au beneficiat și care au participat la acest furt trebuie să ajungă la o pedeapsă, evident pe bază de probe, și să restituie banii. Da? Pentru că nu e unul singur aici. Sunt mult mai mulți. Și cei care au beneficiat, repet, pentru că s-a împărțit. Și să știți că am avut o masă rotundă cu jurnaliști de investigație care știau, se ocupă inclusiv de Moldova și unul dintre ei a spus și care nu este din Republica Moldova și a fost întrebat de câțiva europarlamentari din Suedia și din alte țări conducând o rețea de jurnaliști de investigație pe mai multe țări, pe tot spațiul, de zicem, ex-sovietic. Și el a spus că banii, bun, în acest moment sunt în diverse bănci din state europene, de exemplu. Sau companii din state europene. Și da, și câteva exemple, da, n-am să le repet. Dar asta nu înseamnă că i-au furat europenii. Poate că au fost în... Păi au fost transferați. Au fost transferați, dar să stați un pic. Că și la europeni există europeni și europeni. Nu înseamnă că ești cetățean, nu știu, de altă naționalitate, deci dintr-un stat vechi democratic ești cinstit. Nu. Adică nu e o regulă, da? Sigur că e o altă cultură politică și justiția funcționează automat și nu e subordonată politic, dar nu înseamnă că nu sunt oameni necinstiți și atunci sunt rețele transfrontaliere, da? Doamna Macovei, dar mai avem șanse de a deveni un stat european cu acte în regulă? Da, eu cred. Dacă nu crezi, nu mai faci nimic. Cine se oprește din a crede că poate să-și atingă obiectivul, atunci se va blaza și nu va face nimic. Da, trebuie să crezi și să te lupți și să-ți asumi riscuri. și să faci imposibilul să devină posibil. Dacă azi vi se pare imposibil, haideți să-l facem să devină posibil. Acum... Și aș condiționa orice ajutor financiar, orice fond care vine către Moldova, de rezultate concrete, nu de vorbe, nu de promisiuni și nu de legi, de cazuri, de cazuri. Și oamenii, apropo de justiție, păi fără o justiție dreaptă, independentă, profesionistă și selectată înainte, da? Că nu oricine are vocația să fie judecător sau procuror. Trebuie să fii integru, trebuie să fii onest, trebuie să fii puternic, să rezici la presiuni politice, să poți să acționezi rapid, adică și sub presiunea timpului, da? Trebuie să fii profesionist și independent. Prin firea ta. De aceste calități v-ați folosit când ați fost justiției în România? Eu, oameni din ăștia am căutat, da. Nu i-am găsit ușor, să știți. Te-am găsit și am pus șefi. Și apoi în timp și-au mai adus alții lângă ei. Dacă v-ați imagina de ați fi... Deci eu ce vreau să spun? Că acest proces de selecție trebuia întâi făcut și apoi făcut Consiliul Superior al Magistraturii, da? Așa, un sistem de justiție, judecători și procurori total neverificat, căruia îi dai puterea prin CSM și spui condu-te singur și îi spun mulțumesc frumos. Și îi spui reformarea să te singur. Mulțumesc frumos! Bineînțeles că nu o să mă reformez niciodată. Nici n-am interesul, da? De ce să mă reformez? Dacă ne-am imaginat că... Da, trebuie un agent al schimbării din afară. Eu am fost un astfel de agent. Dacă dumneavoastră v-ați da acordul să fiți, da, pentru, nu știu, pentru o perioadă ministru justiției în Republica Moldova... Da, dar să lămurim. Nimeni nu mă vrea ministru justiției acum, nici în România, nici în Moldova. Care vor fi primii pași? În nicio altă țară postcomunistă. Care vor fi primii pași pe care îi veți întreprinde, desigur? Păi, limitele Constituției, că nu poți modifica Constituția, că eu aș face acest proces de selecție, dar prin legile pe care le poți adopta, poți să introduci pentru cine este numit de azi înainte, deci că nu se poate retroactiv, să introduci condiții. Eu am făcut asta în România. Și dacă faci un DNA, că ți-a avut campania asta, la un moment dat toată lumea a stricat DNA, treci prutul. Până știți că au avut-o și în Slovenia și în Cehia, adică oamenii, nu politicienii. Că politicienii, când au ce se întâmplă în România, că politicienii se duc la închisoare și șefii de cluburi sportive și alții și din mediul privat, politicienii în alte țări au zis, Doamne ferește, noi nu vrem să auzim de DNA, da? În schimb, populațiile vor, da? Populațiile vor. Acum... Deci nu numai Moldova a zis DNA treci prutul, foarte multe populații din state, din Cehia, din Polonia, din Slovenia, din Slovacia. Acum 4 ani, Republica Moldova... Da, vreau să vorbesc despre reforma justiției și să spun acest lucru. Pentru că o țară în care nu este dreptate și o țară în care deci nu se face justiție, nu va fi niciodată o țară cu oameni fericiți și nu va fi niciodată o democrație. Pentru că atunci când tu vezi că n-ai ce mânca și politicianul sau judecătorul sau procurorul sau, nu știu, un altul, da? Mă refer la cei bugetari, că le știm salariile, care nu sunt mari, da? E plin de bani cu case și trăiește în lux și nu pățește nimic și nu e anchetat și nu e chemat să fie întrebat, da, de unde ai strâns tu banii ăștia, da? Și nu-i se confiscă averea. Atunci oamenii vor fi nefericiți, da? Când văd că sunt tratați egal și că cei care îi fură se duc și ei la închisoare și se confiscă averile și cu oameni nefericiți nu poți să rămâi o națiune și nu poți să construiești nimic. Deci primul pas, de fapt, este justiția. În clipa în care văd că e dreptate, întâi nu cred că e posibil. Cum nici în România, în 2005, spuneau niciodată nu o să ajungă vreun ministru la închisoare. Da? La noi se spunea până în 2004, când am avut guvernarea PSD socialistă, se spunea avem corupție și nu avem corupție. Toată țara știa că avem corupție, dar nu era nimeni pedepsit, da? Și toată am creat DNA, dar acolo, pentru că am vrut, asta este important, să găsești un om care să vrea. Deci eu, care să vrea să schimbe justiția din țara lui, să aibă putere, da? Că așa poate există și în Moldova, da? Sigur există, dar n-are putere. Și a fost foarte bine că a fost preintegrare, da? Și riscam, aveam și clauză de amânare a integrării dacă nu scotam stegulețele roșii, adică nu rezolvam problema cu lupta împotriva corupției politice, care se rezolva într-un singur fel. Cazuri. Cazuri de investigații și de condamnări, pe care ei le-au verificat cu procurori și judecători din statele membre ca să fie sigur că sunt corecte, da? Deci nu cu politicieni, cu judecători și procurori din statele membre, da? Că la fel se anchetează o spălare de bani sau fapt de corupție sau o fraudă. La fel în orice stat. Deci s-au lămurit că sunt obiectiv făcute, imparțial făcute, și atunci a fost tot ok. Dar cazuri verificate. Tata, eu am vrut. La început, Guvernul și Parlamentul au acceptat. Ne crezând că se va întâmpla în realitate. Ok, mai creăm o instituție. Fapte care stau în dosare, sau înseamnă cine nu-i procuror general? Cine e? Ce-a făcut? Ce avere are? Da? Câte dosare mari a făcut? E independent, e integru, dar ăștia poți să pui test. Apropo, ce-aș face, da? Nu mai poți acum să zici toți judecătorii și procurorii din Moldova, hai să facem o procedură de vetting, adică de triere și de examinare, da? Aducând procurori judecători din statele membre, din țări unde justiția funcționează. Nu mai poți că sunt dinamovic prin Constituție, da? Nu am putut nici în România. Aici l-au păcălit politicienii în 90. Întâi trebuia să faci selecția asta și apoi să îi faci pe viață și inamovibili și să le mărești salariile și mai departe. Bun, dar situația asta faci ce poți și atunci poți prin el să spui de acum înainte cine va deveni fost de procuror șef de DNA sau șef de serviciu sau procuror general sau la Agenția de Integritate va da aceste teste. Că e poziție de management. Da, să fii șef și să conduci, să organizezi. Da, e de management. Toate aceste teste. Nu se poate. Și da, am vrut și am ales oameni pe care i-am testat la interviu cu psiholog. Cu psiholog. Eu n-am numit pe nimeni fără, n-am propus pe nimeni sau n-am numit pe nimeni fără să am psihologul lângă mine la interviu. Sunteți între de ce și ați făcut la România? Da. Sigur că da. Tocmai de asta, pentru că a fost succes, sunt atâția miniștri și parlamentari care au fost condamnați cu închisoare, unii au ieșit, unii mai sunt, oameni din mediul de afaceri, este corupție în sistemul privat, asta cu de cluburi sportive, cum se spune, au nebunii francezi, italieni, spanioli, toți oamenii se întrebă. Dar vrem și noi să ne iasă asta, că și la noi e evaziune și corupție pe vânzarea jucătorilor, da? Cum ați făcut? Bun, tocmai că a fost atât de succes, acum a venit PSD-ul înapoi la putere cu Alde și e pe viață și pe moarte. Schimbă legile justiției și o subordonează politică, ca pe vremea lui Năstase, ca pe vremea lui Ceaușescu. Deci asta este și efectul pervers, da? Deci trebuie ideea și lumea este în stradă. Au încercat, au baricatat, au scris zona militară protejată, acum a închiriat-o primăria. Doamna Firea a zis că prelungește un contact pentru o persoană X, care să facă nu știu ce activități acolo. Te duci în Piața Victoriei, unde au fost demonstrațiile, da? În iarna trecută. Da. Tot pe justiție au fost. Și au zis că face activități, numai ca să nu-i lase oamenii. Nu e nimic acolo, deci prin Piața Victoriei nu e nicio activitate. Doar ca să împiedice manifestații. Au ieșit oamenii. Și o să mai iasă. Întrebare. Deci să știți că asta schimbă. Până la urmă, numai de oameni le e frică. Le e frică de oameni. Dacă ți iese 100-200 de mii în Moldova, 1 milion în România, în toată țara, s-a terminat. E de jos. Acum 4 ani, Republica Moldova a fost numită povestea de succes a parteneriatului estic. Această expresie frumoasă a rămas memorabilă pentru mulți dintre noi, cetățenii Republicii Moldova. Ce expresie se potrivește acum țării noastre? Nu vreau să spun insucces. Pașii înapoi. Nu mai este poveste de succes, dar nu ne lăsăm și nu vă lăsați nici voi. E foarte simplu. Sunt și momente din astea. Faci 3 pași înainte sau 10 pași înainte, după care, uite, se schimbă guvernarea. Vine o guvernare care e coruptă, vine o guvernare care te minte, care te fură, care menține o justiție total nefuncțională, adică nu, care nu face dreptate, asta vreau să spun, da? Și în clipa asta nu mai pot să spui că e poveste de succes, ca atare, după cum vedeți, s-a oprit și tot ce s-a făcut, tot ce urma pe drumul european mai departe, da? Urma să se facă cererea pentru intrarea în Uniunea Europeană. Acum, nu știu dacă se face sau nu, dar deja că se face, oricum va dura. Da, repet, ruperea de comunism, mai ales în Republica Moldova, datorită Federației Ruse, este foarte grea. E foarte grea. Și aici fiecare încearcă să ia Republica Moldova. Uniunea Europeană încearcă să o ia nu pentru noi, că noi nu suntem cuceritori. Noi vrem să extindem zona de democrație, noi vrem oamenilor să le meargă bine, da? Să aibă bani pentru a face, să aibă bani, să aibă ce mânca, să aibă slujbe, să fie fericiți, să aibă dreptate, să aibă învățătură, să aibă sănătate, da? Asta vrem. Dar societatea civilă din Republica Moldova bate alarma referitor la faptul că reformele sunt mimate, fie în justiție, economie sau educație. Da, sunt mimate acum. Dar cum vede Bruxelles acest proces? Cunoaștem, dar în joc sunt puși banii contribuabililor europeni sau au fost puși banii contribuabililor europeni. Bun, dacă timp a mers bine, a fost ok, adică nu s-a prins nimeni, da, de asta. Acum ați văzut că s-au sistat banii pe justiție, da? Și se vor relua banii, adică se vor da banii pe justiție numai atunci când se va vedea, domne, l-ai schimbat pe procurorul general, l-ai schimbat pe nu știu cine, ai făcut o triere de, ai schimbat niște legi, ai pus niște oameni ok, așa cum am mai spus astăzi. Degeaba facem instituții democrate cum Consiliul Superior al Magistraturii dacă, sau Curte Constituțională, sau Agenție de Integritate, dacă e populată cu oameni care nu sunt ok. Da? Deci trebuie să fie, repet, oameni independenți, puternici, capabili să-și ia riscuri, să stea cu capul sus, să spună nu și primului ministru, și președintelui, și oricui, da? Așa cum au făcut cei de la DNA. Au fost câțiva la început, după aia tot mai mulți. Judecători la început le era frică să condamne, dau cu suspendare, după care au început să dea pedepse cu executare. Și cât a durat? 10 ani, adică s-a foarte un termen scurt în istoria unei țări. Dar succesul ăsta atât de mare îi face acum pe politicieni care nu se lasă. Eu am crezut că o să zic, ok, frate, mă opresc, nu mai fur, da? Nu, acum vor să, da, să subordoneze politic justiția. Hai să vedem cine câștigă din bătălia asta. Oamenii sau ei? Bine, vă mulțumim, doamna Macovei, vă mulțumesc pentru acest interviu și mai ales... Deci nu te sperați, deci da. Lupta trebuie dusă, lupta trebuie dusă. Țin să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru binele țării noastre. Dom'le, da, și să știți că asta cu integrarea europeană este un ajutor, adică este un obiectiv care vă ajută, dar tot ce faceți, faceți pentru oamenii din Moldova, da? Să aibă mâncare pe masă, să aibă slujbă, să nu mai trebuiască să plece tot timpul în alte părți, că sunt fericiți, poate, că unii nu sunt fericiți, da? Familiile sunt despărțite. Pleacă foarte mulți pe zi, nu? Cred că 500 de oameni, ca așa pleacă în România. Dacă România fiind o țară mai mare, se calculează proporțional, este prima țară din lume fără război din care pleacă oamenii. Vă dați seama? A doua din lume după Siria, unde e război. Tot așa. Că sănătatea nu merge, că oamenii mor în spitale, am avut colectiv, am avut dezinfectantele, știm câți au murit pentru că a fost apă și n-a fost dezinfectant. Învățământul e la pământ. Tot ce s-a făcut de guvernul tehnocrat pe sănătate, de exemplu, sau pe învățământ, sau de alte guvernări, se termină când vine PSD-ul la putere și cu Alde. Și cam asta este, să știți, în multe țări cu partide socialiste. Mai ales postcomunistele sunt, de fapt, urmașii comuniștilor.